uite cum se vede și bărul. S-a îndoit și bărul. L-am scos afară. Uite ce face hornul meu. Haideți să vă arăt cum arde un horn. Tocmai am făcut un foc și uite ce se întâmplă în horn la mine. O lua foc de punerile de pe horn. Ia să vedeți cum arată. Am văzut? Așa arată în horn. Hornul ăsta are vreo 7 metri. Mare noroc am avut că atunci când l-am zidit, l-am zidit bine și am și tencuit pe interior. Cum am tencuit? Am băgat un butoi un pic mai mic decât diametrul interior al cărămizii. Însă 2, 4, 6 cărămizi pe rând. L-am tencuit cu mortar și pe interior și pot să fiu un pic mai liniștit. Dar vă arăt să vedeți cum arată hornul și să știți la fel de bine ca mine de acum încolo cât de important e să măturați sau să curățați hornul. Eu nu l-am curățat anul ăsta. Suntem pe sfârșit de iarnă, început de primăvară, cu depunere de peste iarnă. Mi-o luat foc. Stau să-l păzesc. Am și extintor aici. Dar nu cred că ar fi nevoie să-l folosesc. Uite, se vede și prin gaura unde intra șubărul. Ăsta mi-e șubărul, care s-a înroșit de la temperatură. Și deocamdată nu-l mai bag la loc. Așa arată depunerile de pe horn care iau foc. Dacă te păzește Dumnezeu, nu-ți ia să foc, nu-ți ia foc casa. Și mai ales dacă te păzești singur și îți faci un horn bun. Pentru că acum dacă aveam eu un horn din ăla făcut din elemente de aerisire, din aia ceramici, e cărămidă poroterm roșu care este pentru aerisire, ăla sigur să răsturna, să demola tot. Dar fiind făcut bine cu mortar, tencuit pe interior, pot să fiu un pic mai liniștit. Chiar și așa stau de pază să mă asigur că nu apar alte probleme. Haideți să vă arăt cum arată afară hornul și ce iese pe horn afară. Uite ce face hornul meu. Așadar, depunerile de pe horn, gudronul, eu am avut lemne bune uscate, dar am mai băgat câte unul peste noapte mai mare, mai verde și se pare că depunerile mele în final au luat foc. În timp ce arde, cade jar. Și ăsta va trebui curățat. Am scos un pic de acolo și uite cum arată. Acum o să închid ușița asta ca să nu-i dau foarte mult tiraj și să-l ajut să se stingă. Dar la un horn făcut rău, toată aventura asta era mult mai dramatică. Ar trebuia să dai cu apă pe el sau să chem pompieri ca să spăzească casa. Sperăm să nu avem astfel de evenimente și dacă puteți învăța ceva din necazul ăsta al meu sau din situația mea, să aveți spor și curățați-vă hornurile. Foc în carne. Am extintor aici pregătit. Ușa de la cenușoară închisă și așteptăm să se stingă. Uite, și aici se pare că este un pic de gudron, doar că într-o cantitate mult mai mică, ce se poate strecura pe lângă ușa asta, că ușa n-are garnitură. Depunerile astea de gudron
se pun într-o cantitate un pic mai mare pe horn și practic alea iau foc. Cu stingătorul stăm de pază și așteptăm să se stingă focul pe horn. Momentan încă mai arde. Da, o să mă pun să curăț meticulos, să periez hornul și să curăț cazanul. Pe exterior, după cum l-ați mai văzut unii dintre voi, nu mă interesează să fie foarte frumos, dar interiorul e clar că trebuie curățat. Deși nu da semnale ca în alte, ca în alți ani, până acum, mai spre primăvară, dădea semnale, ardea mai greu și nu prea mai avea tragere. Clar că atunci trebuia curățat. Dar anul ăsta a mers foarte bine. Și sunt surprins că s-a întâmplat asta și că l-a făcut hornul. Deci mă bucur că am făcut un horn bun de la început, te încui pe interior, zidit bine cu cărămidă de jos până sus și asta ne ajută în situația de față. Se apropie de final și cam termină materialul, deși și scânteile alea sunt destul de amenințătoare, avem acoperiș de tablă, nu o să ia foc instant, dar nici nu-i foarte bine pentru acoperiș.